Vă salut și bine v-am regăsit! În clipul ăsta o să facem o comparație între cele trei lanțuri ale mele, Carlton, Oregon și Steel, pas 3-8 de 45 de cm, primul semi-chisel Carltonul, restul chisel. Hai să vedem cum merge Carltonul, care e semi-chisel. Schimbăm lanțul. Am montat lanțul Oregon. Să focalizeze, să se vadă și asta. Dacă vrea să focalizeze, hai. Focalizeze azi. Așa. Și hai să-l testăm și pe el. Asta a fost lanțul Oregon. Și acum vremea la lanțul Steel. Yeah.
tragem o concluzie. Primul lanț și arată tăietura lui Carltonul. Al doilea, Oregonul. Și a doua serie. Și celelalte două. Astea două, stilul. Lanțul care taie și mai repede se simte vizibil la fără cronometru, așa, la ochiometric se simte că taie mai repede. Hai să vi-l arăt și un pic mai aproape pe el. Haide, băi. Cum nu vrei tu deloc. Ce n-am mai apucat eu să-i fac, lui l-am ascuțit, dar nu i-am luat un pic, trebuie să iau din ăstea de bavura ce rămâne de la pilă, de la forma pilei de aici, să-i fac așa frumos canalul ăsta, ca la astea alte care le am. Ia să... iau Oregonul puțin. Cam ca așa, cam ca la Oregonul ăsta aici. E la fel dacă ar focaliza. Ar fi ceva. Ia mă, hai, te pun aici. Așa nu vrei. Așa ca la Oregonul ăsta, uitați, nu mai are colțul ăla rămas de la forma pilei, e adâncit. La asta mă refer ca să îl iau. Să-l îndrept, vedeți? E drept și ăsta mai are aici un pic de colț, că nu l-am luat, dar o să îl iau. Hai să vă arăt și rumegușul. Lanțul Carlton. Lanțul Oregon și lanțul Stier. Toți au din limitator luați și ascuțit de către mine toate, doar că ăla, așa cum v-am zis, eu nu i-am mai luat din aia. Da, o să-i vină rândul. Da, cam acestea fiind spuse, lanțul Stier, cu părerea mea, e câștigătorul. Oregonul locul 2, ăsta... 3, să zicem, carton, nu știu sigur, o să vă pun în descrierea clipului cronometrarea după imagine. Dar așa, ochiometric, stilul a tăiat cel mai repede. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!